Aici sunt trei cărți de știință. Dacă mă gândesc bine, care ar fi cele două teme cele mai cuvânt uzat, fierbinți în momentul ăsta, sunt cele două teme despre care vorbesc cărțile astea. O temă se leagă de fizică și am să-l rog pe Cristi Presură să spună mai multe despre cele două cărți ale lui Rovelli. A doua temă se leagă de inteligența artificială. Și Doru Căsteian o să vă spună câteva cuvinte despre cartea lui Max Tegmark. În afară de faptul că e vorba despre cele mai fierbinți teme ale momentului, mai e un lucru care le leagă. Toate trei au fost scrise de fizicieni. Primele două cărți sunt al lui Carlo Rovelli, Ordinea timpului și Realitatea nu e ceea ce pare. A venit și Mircea Cărtărescu să vorbească despre viața 3.0. Câteva cuvinte despre cărțile lui Rovelli. Despre ce e vorba, de fapt? Și de ce spun că tema asta e, cred, e în orice caz cea mai fierbinte temă din fizică? Pentru că, de multă vreme, problema cea mai complicată de care se lovește fizicienii e faptul că gravitația, care e descrisă prin teoria relativității generale a lui Einstein, nu poate fi pusă de acord cu mecanica cuantică. Și de multă vreme oamenii se chinuie să găsească o soluție de a le pune în acord pe cele două. A existat acum vreo 40 de ani ideea teoriei colizilor. Ideea de că particulele nu sunt propriu-zis puncte materiale, ci sunt niște cozi care vibrează. Teoria asta cozilor a ajuns într-un mare impas pentru că spațiile iau calabii care ar descrie o asemenea realitate sunt în număr de 10 la puterea 500. Și unii fizicieni cred că toate aceste spații există cumva, iar noi se întâmplă că trăim în spațiul care are proprietățile noastre. Dar e o teorie care în momentul ăsta, din motivul ăsta, se află în impas. Nu explică foarte mult. Teoria, o teorie complementară, e cea pe care o prezintă aici Carlo Rovelli. Și teoria asta se cheamă, cu un nume puțin comic, gravitația cuantică cu bucle. Dar dacă acceptăm găurile negre, să acceptăm și buclele. Gravitația cuantică cu bucle pornește de la ideea că spațiul și timpul sunt cuantificate. Cu alte cuvinte, că există celule de spațiu-timp minime, că nu se poate merge mai jos decât atât și că nu există ceea ce în fizică se numește puncte materiale. Asta e teoria la care participă Carlo Rovelli, prin planul dezvoltării teoriei gravitației cuantice cu bucle. Și ambele, ordinea timpului se referă mai cu seamă la timp. Mai cu seama la ce e timpul. Încearcă să... Și e o privire panoramică asupra dezvoltării ideii de timp. Realitatea nu e ceea ce pare, se referă mai curând la felul în care percepem și perceput de 2000 și ceva de ani materia. Mai vreau să spun un singur lucru despre Carlo Rovelli. E nu numai un mare fizician, e un tip care a scris și o altă carte de mare succes, 7 scurte lecții de fizică, una dintre cele mai bine vândute cărți de fizică și o carte serioasă, și în plus e un om extrem de cultivat. Citind cărțile lui, vă veți da seama că are o formație clasică, solidă, e un om care știe filozofia antică, poate urmări cu pricepere și atenție dezvoltarea